a făcut atunci, să spunem, un gest de curaj. Oamenii au venit să-și ceară drepturile la primul om al statului, la reprezentantul cel mai de frunte. A face din acest caz, să spunem, o problemă de răzbunare personală, cum interpretez eu că face acum președintele Traian Băsescu vis-a-vis de poliție, vis-a-vis de unii oameni în poliție care au avut curajul să vină să spună că nu mai pot să trăiască cu banii pe care îi dă statul român și că nu suportă aceste reduceri salariale, sigur, mie mi se pare puțin cam deplasat partea celor din poliție care sunt vinovați de anumite ilegalități. E clar că există uscături în poliția română și e clar că acești oameni trebuie să plece. Dar de aici aș până a culpabiliza o întreagă instituție, oameni care își fac treaba de dimineața până seara cu riscul de rigoare, oameni care stau și de foarte multe ori primesc bobârnace pe nemeritat de la șeful statului, acești oameni nu merită să fie tratați așa. Poliția are nevoie de încredere și are nevoie de susținerea șefului statului și, în general, poliția nu trebuie intimidată de nimeni din... Da, sigur. Tot în relație cu domnul Cioric. Relațiile interumane în poliție, părerea mea că nu sunt nici ilegale, nici imorale. Oamenii sunt, până la urmă, colegi, da? Trebuie cumva și ei să trăiască, trebuie să socializeze. Dacă îi vedem că se întâlnesc cu alții din afara instituției, îi considerăm că fac jocuri ale nu știu cui. Dacă între ei încearcă să facă ceva, iar nu e bine. Ce să faci? Să izolezi pe oamenii ăștia? Să nu aibă și ei o viață socială? Trebuie și ei să trăiască. Până la urmă, sunt și ei oameni. Nu poți să-ți permiți să gândești că orice ar face este greșit. Cum rămâne cu o conduită totuși care să nu dea naștere unor suspiciuni până la urmă? Domnul Ușat, asta nu înseamnă că nu trebuie să aibă o conduită potrivită funcției pe care o dețin. Eu vorbesc acum de relații. Cuvântul acumetrie, care definește niște relații până la urmă, corect, sociale, ajunge să aibă acea conotație negativă tocmai din această cauză, nu?